Consecințele marii migrații. Consecințele marii migrații au fost diverse. Nu o să le selectăm doar pe cele care au avut o importanță deosebită pentru istoria de mai departe a civilizației est-europene. Așa deci, care sunt consecințele? A căzut Imperiul Roman de apus. S-a schimbat harta politică a Europei. Au fost formate regate barbare în care se creau premizele relațiilor feudale. În ceea ce privește economia, atestăm ruinarea orașelor, agrarizarea economiei, dispariția aproape completă a banilor, a comerțului, cu excepția în cazul sării. Economia monetară regresează și lasă loc schimbului natural. A avut loc ruralizarea lumii puternic urbanizată anterior de către romani. Populația urbană se retrage la sate. Locul orașului, urbis, luat prin ghilimele, îl ia villa, ghilimele. Piatra lasă loc lemnului ca material de construcție. Drumurile, depozitele, sistemele de irigație, culturile rămân în paragină. Avea loc împărțirea terenurilor agricole între romani și barbari, care erau așezați pe teritoriile fostelor împărați romani. Barbarii au însușit o parte a pământului aristocrației, pe care l-au împărțit împreună cu colonii, dar și cu robii. Conducătorii goți s-au instalat pe mari domenii, în primul rând al regilor lor. Marele domeniu devine celulă economică și socială de bază. Unitatea de exploatare a pământului este așa zisul mansus, adică o suprafață extrem de variabilă în măsură să asigure traiul unei singure familii. Mansus îl avem în manuale. Mica gospodărie țărănească devine forma principală a gospodăriei. Exproprierea parțială sau totală a proprietății sclavagiste a grăbit procesul descompunerii acestor relații. Rolul principal în producerea agricolă au început să-l aibă membrii liberi ai obștii, dar rămășițele gospodăriei sclavagiste n-au fost lichidate complet. A crescut rolul bisericii creștine, deoarece principalii apărători ai locuitorilor din orașe erau episcopii. O altă consecință este menținerea școlii și a învățământului. Având nevoie de oameni cărturari să menține trivium și quadrivium, și anume trivium, asta era gramatica, retorica și dialectica, iar quadrivium era aritmetica, geometria, astronomia și muzica. Drept că aceste științe erau folosite în special de către susținute și folosite în special de către biserică. Un alt rezultat a fost apariția primilor coduri de legi în regatele barbare, ca de exemplu codul lui Euric, circa 420-480, regi al vizigoților în anii 466-480. Următorul colecție de documente este legea Salica a francilor în anii 486-496. Mai departe, codul lui Ethelbert în Anglia 602-603. În 643 apare codul de legi al lui Rotari. Cu alte cuvinte, se creează baza juridică a lucrărilor de mai departe, a dezvoltării de mai departe, a societății în Europa Occidentală. Cu toate acestea, influența romanilor este încă destul de mare. Conducătorii barbarilor îi chemau pe romani
în calitate de sfetnici, se foloseau de obiceiurile romanilor, adoptau titlurile romanilor, consulilor și patriciilor. Un fenomen deosebit de important, care la consecințe a fost începutul sintezii romano-germane. Esența sintezii germano-romane constă în următoare. Germanii au adus cu sine obștea țărănească, iar romanii au menținut școlile, orașele, cultura. Germanii n-au fost în stare să influențeze radical relațiile sclavagiste din Italia de Sud, Spania și Africa de Nord. Sinteza romano-germană se observă în special în secolele 5-7 și a durat o perioadă relativ lungă din cauza deosebirilor de ordin economic, social, religios, cultural, lingvistic și juridic dintre romani și barbari. Jacques Le Goff scrie că apropierea barbarilor de romani nu însemna însă că invaziile barbarilor au fost sau pătrunderea lor în Imperiu a fost total pașnică. Fiecare trib a avut specificul său de intrare în spațiul roman. La rândul său, istoric francez Jacques Le Goff scrie că barbarii au adus cu ei și elemente pozitive, dintre care el menționează tehnica mai fină de prelucrare a metalilor, obiecte de juvaergie noi, maestria de prelucrare a peilor, arta desenului vitelor și așa mai departe. El explică aceasta prin aceea că ei au avut contact cu mai multe popoare de la care au împrumutat tot ce era nou. Dar sedentarismul definitiv a grăbit ponderea elementelor romane. Limba romană, sistemul fiscal, sistemul administrativ, cultura, civilizația urbană, etc., factorul religios, toate acestea au lăsat prioritatea romanilor. Concluzii generale. Geneza societății medievale în Europa Occidentală a fost un proces bazat în mare măsură pe civilizația antică. Odată cu marea migrație a început formarea Europei ca comunitate politică, economică și culturală. În general, căderea Imperiului Roman a fost o cultură socială radicală care a condus la formarea societății medievale.